de la 402. Jessie, scumpule, m-am întors! Cum merge cu temele? M-au înnebunit! Deci, 326 împărțit la... Hai, lasă o baltă! Știu că nu-ți făceai temele! Dar nu e vina ta, e vina tuturor! Ha? Tu și cu mine ne aflăm într-o relație neproductiv-codependentă! Adică trebuie să fac o injecție? Tocmai m-am întors de la fascinantul curs pentru părinți și am văzut cât de important este ca tu și eu să avem o relație onestă cu O mare și caldă cu C mare. Cu B mare de la prostie. La urma urmei mai sunt puține ani până când te vei face mare și vei pleca de aici. Curând, curând, curând! Și ca să fim siguri că vei deveni o ființă umană cu F mare și U mare... Ajunge! Cu A mare, cu A mare! Am dat 300 de dolari pe cursul despre educația copilor și pe cuvântul meu că vei asculta ce-ți spun! Ți le spuneam eu pentru 200! După doar o lecție îmi dau seama că pentru un copil de tipul tău, pedeapsa nu e o soluție. Ca și câinii, tipul tău psihologic reacționează numai la premii. Ia o bomboană! Ha! Oh, văd o singură șosetă pe jos! Înseamnă că una a ajuns în coșul de rufe! Bravo! Haide, avem destul timp cât să jucăm ceva basket! Oh, se pare că va trebui să așteptăm! Ceea ce trebuie! Bună, fetelor! Îmi pare bine că vă văd! Mă bucur să te văd. Oh, Catherine, am primit mesaj la dimineață. Îmi pare rău că nu te-am sunat, dar a sunat Mandy. A trebuit să-i spun ce a spus Gail, că a spus Ryan. Te-aș fi sunat, dar m-a sunat la Sandra, pentru că o sunase Tolly înainte. I-a spus ce a spus Ryan. Ryan e așa Ryan, drăguț. Ryan, așa drăguț. Ce încrezute. Of, sunt niște snoabe. Se cred așa de interesante. Vine să crezi? Să se îmbrățișeze pe terenul de basket. Pot să se sărute și să se îmbrățișeze fals și în altă parte. Bună idee, spune-le tu. A fost ideea mea? De ce te tem? Am să le spun eu. O cunosc pe Mandy. Oh. Și tu? Wow, nu știam. Sigur, mama joacă bridge cu mama ei. Mandy știe cine sunt. O să veniți deci după oră să mergem la game? Scuze-mă, am vrea să jucăm... Știi, poate că ar trebui să vii să mă iei pe mine prima dată, apoi pe Mandy și apoi să mergem la Tolly. Scuzați-mă, mă întrebam dacă... Bună, prietenele mele și cu mine am vrea să jucăm basket. Cred că ar trebui să ne întâlnim la mine și apoi să mergem la Gail și apoi la Tolly. Nu putem să jucăm, tocmai își aleg echipele. Ia cât vrei tu! Mama îmi dă bomboane pentru orice chestie fac! Am primit jumătate de kil de bomboane pentru că m-am zbălat pe jumătate din dinți! Mulțumesc, Jenny, pentru acest referat interesant despre cum zboară păsările. Sunt sigură că domnul Tuit-Tuit este mândru că ai luat un 10. Bine, următorul referat va fi despre zborul avioanelor și va fi făcut de... O napolitană, o ciungă sau ceva ciocolată! Jessie! Tu ai să faci următorul referat. Da, ai putin nici măcar să te ascunzi. Scuză-mă. O clipă. Mi-ai văzut cumva? Stai un pic. Apă
voiam să știu dacă cartea mea este pe aici. Unii oameni... Ah! Sunt mai mult decât bineveni să-și ia cărțile. Poftim, ia-o și pe-a mea. Nu, mulțumesc. Ah, iată. Pa, Toli. Ai văzut? Ai văzut că Toli a venit direct la mine și mi-a vorbit? Ți-a cerut cartea doar. E o chestie, să știi. Așa fac copiii celebri când vor să se împrietenească cu cineva. De unde știi când un copil celebru vrea o carte și nu neapărat să se împrietenească cu tine? Ești invidioasă. Deci, te sun apoi eu pe Toli și... stai, unde-i Toli? Toli? Am văzut-o la bibliotecă. Își caută cartea, iar eu am ajutat-o să o găsească. Era pe masa de alături. Și după ce ajungem la Menti, o să mergem pe jos până la mod. Nu știu, am fost afară mai devreme și arăta ca și cum ar fi stat să plouă. Deci, după ce mergem pe jos până la mod, am să-mi cumpăr un ceas nou și vreau unul exact ca ăsta. Îți place ceasul meu? Îl vrei? Eu n-am nevoie de el. Eu vorbeam cu Gail. Oh, da! Cât pe-a ci să te cred. Oh, firar să fie ce a trecut timpul, trebuie să plec întârzi. La școala de modele. Capitolul 2. Un bun părinte știe mereu ce se întâmplă în viața copilului său. Deci, scumpule, povestește-mi ce ai făcut azi. Ceva teme? Nu. Tipul de copil gen nu va oferi prea multe informații părinților săi, așa că un bun părinte va vorbi întotdeauna cu profesorii lui. Bine, bine, trebuie să fac un referat. Aveți grijă că și după o anumită perioadă, copilul dumneavoastră problemă nu va mai putea fi mituit numai cu bomboane. Ba cum să nu? O recompensă mai substanțială va fi necesară. Îmi place grozav! Nu, 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 nu! Stai! Bună, scumpă! Te-a sunat Jordan. Vrea să știe dacă mai mergeți la bowling sâmbătă. Și Gabriel te-a sunat să te întrebe dacă mergi la film duminică. Iar Mary Ellen a întrebat dacă mai mergi la ea. Ah, nu sunt deloc populară. Dar ce vorbești? Toate fetele astea vor să stea cu tine. Ele? Cui pasă? Credeam că sunteți prietene. Dar eu vreau alte prietene, mai bune, mai cunoscute. Știi, e un grup de fete super la școală. Și toată lumea le place? Nu, nimeni nu le place. Toată lumea vrea să fie prieten cu ele. Am încercat să vorbesc cu ele la prânz, dar s-au făcut că nu mă văd. Nu poți să fii prietene cu un grup. Poți fi prietene cu o persoană, iar ea te va introduce în acel grup. Ah, înțeleg. Dar pe cine să aleg? Caută veriga cea mai slabă. Aceea este cheia. Nu mai căutat aseară și nu mai suna deloc. N-a sunat, da? Veriga slabă. O să te cam coste. Am să-ți iau ceasul ăsta strălucitor. Bine, bine, nu mai da telefon. Și nu uita să te prefaci că ești bătrân. Alo? Alo? Îmi puteți acorda câteva minute ca să răspundeți la un chestionar? Nu prea cred. Aștept un telefon de la... Mulțumesc foarte mult. Am să trec rapid prin toate cele 30 de întrebări. Întrebarea numărul 1. Ce-ți place să faci ca să te distrezi? Să vorbesc la telefon cu prietenele mele, așa că te rog să... Întrebarea numărul 2. Care este grupul tău rock preferat? Băieții de cartier, bineînțeles. Mai ales Joshua. Prietenele mele sunt înnebunite după Joshua când poartă cercel. Întrebarea numărul 3. Ce ai vrea să faci pe timpul verii? Eu merg mereu în tabăra Agawag. În vara asta am să stau în cabana numărul 7 a salamandrelor. Întrebarea numărul 4. Când erai mică, care era jucăria ta preferată? Cu siguranță, vorbăreața jucăușă. Ea a fost păpușa mea preferată.
asta până când neastâmpăratul de frate mi-a rupt picioarele și i-a spus vorbăreața împiedicată. Întrebarea numărul 5. Uite-o că vine. Iar vara asta sper să merg în tabăra aceea tare de tot de la Agawag. Deci după ce te sun eu, tu o sun pe... Deci cum îți place Joshua? Cum arată la sfârșit, bineînțeles. Na, poftim! Tot ce avem despre avioane! Să știi că am așteptat. Unde ai fost ieri? Îmi pare rău, dar am găsit un spital de păpuși incredibil. Mi-au promis că mi-o repară pe vorbăreața mea jucăușă. Deci te sun eu? Nu, te sun eu. Avioanele se ridică de la sol atunci când presiunea este mai mare sub aripă decât deasupra ei. Forma aripii. Deci, cine vrea să joace? Stânga, dreapta, pas, pas, pas. Dreapta, dreapta, pas, pas, pas. Nu-mi vine să cred. Ce caută Nancy cu fetele alea? Sunt așa de încrezute. Bună, bună, Nancy. Cred că nu te-a auzit. M-a auzit. Oh, Dolly! Am uitat. La ce oră mergem la mall? Vin eu să vă iau sau veniți voi? Eu nu merg. Trebuie să mă duc la dentist. La dentist? Păi trebuie să anulez programarea. Arăți perfect, de-abia se vede sportura. Trebuie să ne întâlnim cu fetele. Care dinte spart? Eu am o carie. De-abia pot să mănânc. Atunci folosește un pai, trebuie să mergem la mall. Da, dar... Hei, să vedem dacă putem să găsim o ață și o clanță. Mai să fie. Pentru un copil, problema cu siguranță că te-ai depășit. Trebuie să fi fost... Ai grijă să-ți pui casca. Și? Unde-i Kane? Nu știu, dar știi, nici nu m-a sunat aseară. Cred că o cam deranjează dintele. Vedeți, tot timpul are câte ceva. Ai dreptate. Da, numai Gail, Gail, Gail. Țineți punga cu gheață pe obraz și... Hei, fetelor, iată-ne! Bună, Tolly, Lesandra, Mandy. Îmi pare rău, dar nu vă pup dintele. Nu contează. Deci ce vreți să facem? Stăm aici și vorbim despre alții sau mergem la etajul 2 și vorbim despre alții? Am fost și am vorbit, trebuie să plecăm. Sună-mă când ajungi acasă. Te sun eu, mă sun tu, nu, sună-mă tu. Na, cred că o să-mi dau singură telefon. Nu cred că a spus cineva că o să mă sune. Gata? Stați, ce se întâmplă? Îmi spune și mie cineva? În ultimul timp ai devenit cam înfumurată. Aseară nici nu m-ai sunat. Ba da, fratele tău probabil că a uitat să-ți transmită mesajul. Te-am sunat de 3 ori. Atunci înseamnă că ești prea insistentă să merge. Haideți, cum puteți să faceți asta? Vă știu de mult. Noi facem karate împreună. Iar noi două ne cunoaștem de la grădiniță. Și era insistentă până și la groapa de nisip. Nu sunt nici înfumurată și nici insistentă, sunt... Hei, ele te cunosc de mai mult. Haideți să mergem.
De fapt, sunt surprinsă cât de mult am suportat-o pe Gail. Dar credeam că sunt prietene vechi. Nu contează de când ești prieten, contează cât ești de plăcută. Bună, Mandy, Lesandra, Caitlin. S-a întâmplat ceva? Da. Cum ai putut să fii atât de rea cu Gail ieri? Eu? Tu i-ai spus doar că e înfumurată. Ce urât din partea ei să-ți amintească asta. Știu. Dar tu ai spus că Gail e prea insistentă. Ai auzit? Acum să ia chiar și de mine. Că tupeu? Ha? Hei, stați puțin! Vedeți, am avut un plan. Gail mă băga pe mine în grup, după care eu puteam să vă bag pe voi. Nu vă lăsa în baltă. So? Nu mai spune. Haideți, vă făceam o favoare. Le-am testat să văd dacă meritau să vă fie prietene. Domnișoară Graves, nu pot vedea de aici din spate. Ha? Ai grijă să scrii mare la tablă. Dar ce-ați pățit? Jessie s-a lovit la cap când se dădea cu skate-ul. Și când am fost la medic, țipa și plângea și urla și țipa și plângea. Și și-a pierdut vocea, sărmanul meu copilaș. Așa că am venit eu cu el ca să citesc referatul. Știți ce-ar fi să luați pe Jessie și să așteptați în cancelarii? Am să vă chem când sunt gata. Oh, nu, 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 e foarte bine aici. I-am promis lui Jessie că pentru cât am muncit la referatul despre avioane, atât puteam să fac și eu pentru el. Să citesc în locul lui. Știu că dacă ar fi putut vorbi, asta m-ar fi rugat. Azi eu sunt Jessie. Dar copiii vor preda referatele abia la sfârșitul zilei. Minunat! Înseamnă că o să am toată ziua ca să-i cunosc pe colegii lui Jessie. Bună, eu sunt Roberta. Domnișoară Graves, domnișoară Graves. Da, Roberta, adică doamnă McCoy. E o pată lipicioasă pe podea. Când au fost lustruite ultima dată aceste bănci? N-am putut să nu observ mirosul ciudat care venea dinspre robinetul de pe hol. Ca să știți nu mai... Știți ceva? Ce-ar fi să predați referatele chiar acum? Doamnă McCoy, dumneavoastră prima. Te rog, nu? Te rog, nu ce? Știu. Te rog, nu uita să faci demonstrația. Nu-ți face griji, scumpule, mama n-o să te facă de râs. Abia aștept să o aud pe mama lui Jessie citind referatul. Nu-ți mușca buza, scumpule. Mă întreb când a fost ștearsă asta de praf ultima dată. Am să citesc acum minunatul referat al lui Jessie al meu, pe care l-a scris singur. Și voi face o demonstrație cu acest model de avion pe care l-a făcut tot singur. Am să vă ascult întrebările la final și vă rog, nu aplaudați. Cum zboară avioanele? De Jessie McCoy. Ups. Elementul cel mai important al avionului care îl face să zboare este aripa. Atunci când presiunea este mai mare sub aripă decât deasupra ei, avionul poate zbura. Înțelegeți? Deasupra, dedesubt. Când presiunea este mai mare decât greutatea avionului, avionul se ridică de la sol. Și acum demonstrația. Imaginați-vă aripile. Turnul de control către zborul 319 către Caracas, Venezuela. Pregătiți-vă pentru decolare. Zbor 319 recepționat. Avionul merge din ce în ce mai repede. Sub aripi este aer. Presiune, presiune, ridicare, ridicare, ridicare. Zborul 319 își vede de drum. Vă dorim un zbor cât mai plăcut, doamnelor și domnilor. Și așa zboară avionul. Aveți întrebări? Mulțumim mult, doamnă. Doamnă McCoy, nu cred că sunt necesare întrebări. Ați explicat totul atât de bine. Oh, nu, nici măcar n-am început să vorbesc despre frații Wright sau despre motorul cu combustie internă. Prima parte a fost atât de bună că meritați deja un 10. Un 10? Jessie, ai auzit? Am luat un 10! Oh.
vină înapoi. Mai avem încă geografie și gramatică. Și cum rămâne cu ora de sport?